Salutare, iubitori de munte! Suntem în stațiunea Borșa. Aici este Valea Furului, o vale ce deschide traseul spre vârful Ciarcănu. Suntem cu un grup de bistrițeni și astăzi vom încerca să ajungem pe vârful Ciarcănu, 1847 de metri, pe triunghi albastru. Masivul Ciarcănu este un masiv calcaros, ce face parte din munții Maramureșului. Lumea este pregătită de tură, după cum se poate vedea. Avem și indicatorul spre vârful Ciarcănu, aproximativ 3 ore. Uitați-vă ce cătun avem aici, pe culmea asta. Sănătate! Am aflat cum îi spune și la acest cătun, Preluca Mărului. Preluca. Tradițiile locale, creșterea animalelor, oi, vaci. Conglomerat de Ciarcănu, uitați aici! Ia uitați-vă, oameni buni, cum arată creasta Rodnei. Aici e Petrosul Rodnei, Buhăescu, Puzdrele. Aici e Gărgălău și aici în stânga Ineu. Mișto. Mai acolo, da.
nord, peste Șișeu. Am ajuns pe vârf, vârful Cearcă, nu e prima dată, dar totuși am ajuns 1847 de metri. Ura! Ura, ura! Să vedem ce fac băieții aici pe coborârea asta.
Salutare, oameni buni! Am urcat pe piatră! No! Suntem aproape de finish. Tura noastră se încheie imediat. Aici este stațiunea Orșa. Se lasă seara peste stațiune.